Federația Română de Fotbal calculează o schimbare importantă de regulament în Cupa României. În gândirea federală, competiția surprizelor ar trebui să se desfășoare ca la turneele de tenis adică toată competiția să fie trasă la sorți de la început și cu cap de serie stabiliți pe baza coeficienților din cupă în ultimele cinci sezoane. Petrolul este triplă câștigătoare a competiției, doi ani la rând semifinalistă 2013-2015, dar în acest sezon a ieșit rușinos încă din primul tur în fața celor de la tunari. Prin varianta aflată în lucru se încearcă încurajarea echipelor mici care nu se consideră cu șanse mari să meargă cât mai departe în competiție. Miza celor mari reprezintă câștigătoarea în sine, cea care va cuceri trofeul va accede direct în turul 2 preliminar al Europa League, până la adoptarea noului format, cel vechi continuă tradiția iar federația a stabilit programul complet al optimilor de finală ale cupei. Astfel, în urma solicitărilor deținătorilor de drepturi, meciurile se vor disputa la sfârșitul acestei luni și începutul lunii viitoare. Pe 30 octombrie se vor desfășura jocurile. Hermannstad fece voluntari, turnul Măgurele Ucraiova 1948 și CSM Politehnica Iași fece viitorul. A doua zi vor avea loc partidele. CSM sepsis Sepsi, Sfântul Gheorghe, Universitatea Cluj, Astra și Gazmetan Media și CFR Cluj. Iar prima zi a lunii noiembrie vine cu jocurile. cixreda Reda, Miercurea, Ciuc, Dinamo și Dunărea, Călăraș, FCSB. Echipele trecute primele în program vor fi gazde în aceste partide.